Bună ziua sau bună seara sau bună dimineața, dragi români de pretutindeni, nu știu unde vă aflați voi, dar noi ne-am întors în București, suntem din nou la butoane. Iată-ne la un nou episod al podcastului nostru, aici de la birou, de la biroul revistei România Culturală. A fost foarte interesant, am fost plecați pentru o mică aventurică prin munți și am descoperit drumurile memoriei. Un foarte interesant tur informativ prin munții Ciucaș despre rezistența anticomunistă din munții Ciucaș. Din perioada 1946-1953, dacă bine mi-aduc aminte. O perioadă neagră a istoriei României, care a fost imediat după marea trădare de la 23 august 1944, despre care am făcut și noi un foarte lung episod în două părți, unde am încercat să trasăm, să înțelegem dacă a fost sau nu trădare sau salvare națională. Se pare că a fost, bineînțeles, trădare națională din toate punctele de vedere. Ar fi putut fi altfel, ar fi putut să ne readucă suveranitatea, având în vedere că am fost foarte grav afectați în timpul celui de-al doilea război mondial, teritoriile ne-au fost ocupate, anexate de către marile puteri de atunci, însă nu a fost asta cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă a fost ceea ce a venit după. Și în aceste tururi informative, prin traseele de pe creasta sudică a munților Ciucaș, am găsit drumurile memoriei, am făcut și noi un mic episod în mod spontan, am început să filmăm, am reușit să încropim ceva și să vorbim câte puțin despre marii noștri martiri de atunci. Nu avem voie să uităm de eroii noștri, sub nicio formă, pentru că în zilele noastre este nevoie să ne regăsim reperele, după cum prea bine știți. La noi motoul la început a fost valoarea, este, cum să spun, ca parafrazare la prima cuvântare din Evanghelia după Ioan. La început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Dumnezeu este cel care, cum să spun, le-a fost ghid acestor martiri, le-a fost pavăză, le-a fost inspirație, dar și stâlp de rezistență pentru vremurile ce urmau și ce aveau să vină. Din păcate, aceste grupări ale rezistenței anticomuniste au fost foarte ușor eliminate din existența lor și nu au mers mai departe. Altfel am fi avut probabil o cu totul altă, alt destin din punct de vedere politic, alt destin din punct de vedere economic, din punct de vedere cultural, desigur, dar în acest episod am vrea, desigur, să ne ocupăm un pic și de prezent. Pentru că vremurile pe care le trăim, pe marginea unei precipise numite dictatură, ne aduc aminte că istoria se repetă și nu se repetă ca să ne învețe că ar trebui să ne supunem, ci să ne arate calea, adevărul și viața, așa cum prea bine știți. Dar, de asemenea, ne pot subjuga toate aceste evenimente care se întâmplă și formează acest tot unitar numit dictatură și ne pot face să renunțăm de bunăvoie la libertățile noastre, la drepturile noastre fundamentale, inclusiv dreptul la viață, dreptul la liberă circulație, dreptul la exprimare liberă, la a avea o opinie. Pentru că astăzi, după cum vedem, în
în multe din cazuri, există delictul de opinie. Acest delict de opinie este nimic altceva decât cenzura. Iar noi dezavuăm cenzura pentru că știm foarte bine, timp de zeci de ani, ce am trăit, prin ce am trecut, câte feluri agresive de cenzură am experimentat și, desigur, astăzi se impune cam același lucru, numai că la o cotă mult mai, cum să spun, subtilă, mai perversă, poate nu la fel de fizică, dar psihologică. Psihologică cu siguranță. De asemenea, vreau să ne aducem aminte de faptul că încă nu s-a ajuns cuțitul la os, așa cum am spus. În data de 24 octombrie, când am fost prezenți la unul din protestele din piața Universității din București, un protest care a fost destul de micuț. Am spune că au fost vreo 1.000-2.000 de persoane, nu la fel de mulți ca cel din 2 octombrie. Pe 2 octombrie au fost două proteste care s-au unit într-unul singur în Piața Victoriei, și anume cel din piața Universității, organizat, desigur, de Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, și cel din Piața Victoriei, organizat de patrioți precum Aurelian Popa, Dumitru Bălan, etc., și în care au fost invitați medici, avocați, senatori, europarlamentari să vorbească, oameni de cultură, experți profesioniști în toate domeniile, inclusiv Cristian Terheș, Dan Puric, Călin Georgescu, de asemenea, a fost în piața Universității, a ținut o scurtă cuvântare. De asemenea, au fost medici în piața Victoriei, generali, precum domnul general Emil Străinu, au vorbit și au atras atenția asupra acestei margini pe care ne aflăm și asupra acestui prag pe care mai avem puțin și îl trecem. Pragul dictaturii, la fel cum a fost și în trecut, iată că se repetă. În trecut, în timpul cel de-al doilea război mondial, ne aducem aminte că în multe țări din Europa nu puteai să ieși afară dacă nu aveai un certificat impus de acel Partid Național Socialist, așa, un certificat, sau cum îl numesc germanii. Și iată că această formă de îngrădire, de, cum să spun, anulare a drepturilor și libertăților se impune astăzi, acum, în România. La fel cum s-a impus și în Italia și în alte țări care nu mai țin cont de regulamentul UE. Și aș vrea să dau și un pic de screen share ca să vedeți exact despre care regulament este vorba. România, încălcând acest regulament, sigur, așa cum ne spune domnul Marius Tudor, europarlamentar român, România încalcă dreptul la liberă circulație, pentru că certificatul verde nu a fost dezvoltat pentru condiționarea accesului în interiorul țării. Domnul Marius Tudor este consilier în Parlamentul European și ne spune că la nivelul Uniunii Europene certificatul verde nu a fost dezvoltat pentru condiționarea accesului celor nevaccinați. Vom vorbi și despre aceasta. Așa cum v-am spus, vrem să ne dăm cu părerea și despre prezent, pentru că până la urmă trebuie să o facem, suntem obligați într-un fel de aceste situații, de evenimentele prin care trecem. Deci, dânsul susține că la nivelul Uniunii Europene certificatul verde nu a fost dezvoltat pentru condiționarea accesului în instituții publice, centre comerciale precum mall-uri,
hipermarketuri, etc., restaurante sau hoteluri, ci pentru facilitarea liberei circulații. Dragi români, nu mai are nicio legătură cu criza sanitară prin care trecem. Este clar o, cum să spun, planificare politică, o restricționare din punct de vedere politic al accesului la liberă circulație. Este un drept normal, este un drept inalienabil, nu are voie nimeni să-l încalce, conform Marii Cărți a Drepturilor Omului, conform Constituției României. Însă, iată că se condiționează această chestiune. Puteți să vizitați link-ul oricând, să-l accesați și să citiți, o să-l punem și noi în descriere. Și avem de asemenea și articole din regulamentul UE, regulament numărul, să vedem dacă găsim aici, 953/2001 al Parlamentului European și al Consiliului Europei din 14 iunie 2021. Toate aceste reguli sunt încălcate de către autoritățile române de astăzi. Și în cazul acesta vrem să intitulăm acest mic episod: România este câmp de experimentare. Ce fel de experimentare? Socială, politică, sanitară, desigur. Să nu uităm că pentru toate aceste experimente e nevoie de puterea informației sau a dezinformării, mai bine spus. S-a început cu faptul că au crescut cifrele. Desigur, Partidul Național Liberal a avut acel mare congres cu peste 5.000 de membri. Ei spun că erau toți cu testul negativ, să-i credem pe cuvânt, însă erau toți la oaltă, unul lângă altul, nerespectând așa zisele regulamente și restricții, mă rog, din punct de vedere sanitar, spre exemplu, așa zisa distanțare socială. Nu respectau și după acel congres au și crescut cifrele. Cine a făcut atât de multe teste încât să crească atât de tare cifrele în București, în România? De la 2 la 1000, la 3 la 1000, la 4, 5 la 1000, 7 la 1000, deja am intrat în acest cadru în care s-au permis aceste restricții și iată că ne aflăm unde ne aflăm, nu-i așa? E bine, mulți spun că au fost manipulate cifrele, bineînțeles că au fost manipulate, adică nu poți să ai încredere în aceste cifre doar pentru că îți spun ei. Trebuie să ai și dovada, nu-i așa? Mai departe, s-a mizat pe numărul de cazuri, incidențele de infectări, ca apoi să se meargă pe numărul de pacienți de la ATI, ca apoi să se meargă și să se vorbească despre decese. 300-400 pe zi, 500, 600, 700 pe zi. Și tot cresc. Decese. Sunt atât de multe decese încât cine nu e atent, cine nu are ochiul antrenat și urechea de asemenea și atenția, ar putea să spună, wow, nu, trebuie să merg afară, să-mi pun masca, să mă supun. Păi, nu, autoritățile au dreptate. Nu, e prea mult. Mi-e frică. Dacă mă sufoc în casă, dacă mă duc la ATI, dacă îmi scade saturația de oxigen în sânge, dacă intru în comă, dacă mă ventilează, dacă mă intubează, etc. Păi dacă. Această frică este baza pe care se pun ei. Care ei? Autoritățile. Care autorități? Globaliste. Nu sunt autorități românești. Nu sunt autorități alese de noi.
dacă noi am avut impresia că i-am ales, dragi români, vă facem un mic anunț, nu i-am ales, au fost numiți. Se pare că aceste restricții vin ca și niște ordine de îndeplinit și având în vedere că încalcă regulamentul UE, nu-i așa, putem să spunem că acestea provin din afara României. Nu știu, poate din America, poate din Asia, poate de pe alt continent. Nu știm deocamdată. De ce? Pentru că cei care le-au dat aceste ordine nu ies la înaintare să spună hello, noi suntem, noi am dat, noi am scris asta, noi. Să nu cumva să credeți că nu-și dau coate printre noi să vină să ne arate că ei sunt autorul sau autorii, autoarele. Nici măcar morale a acestor restricții pe care ni le impun gratuit. Iar noi le respectăm, bineînțeles. Dar unde e demnitatea umană? Unde e demnitatea acelui popor care l-a avut pe un Dumitru Lungu, șeful rezistenței anticomuniste din Munții Ciucaș, un Ioan Ianolide, un Ion Gavrilo Goranu, un George Manu, rectorul de la IUD? Unde este poporul român? Îmbotnițat pe stradă, pentru că aceea nu este o mască conformă, pentru a te apăra de un acel agent patogen pe care îl vezi numai cu microscopul electronic și nici măcar nu poți să-l izolezi și să-l purifici, nici măcar nu poți să faci cercetări asupra lui, nici măcar nu poți să faci studii clinice prin care să atești că într-adevăr cauzează aceste grave simptome. Dar se impune și aceasta a fost următoarea etapă, așa zisa, vaccinare. Cu ser experimental până în decembrie 2023. Inclusiv se minte că nu este experimental, a fost aprobat de FDA. Desigur, a fost aprobat de FDA, numai că pentru situații de urgență și niciun caz ca vaccin. Nu-l găsim în farmacii, nici măcar pe rețetă. De ce? Pentru că nu este vaccin. Ni-l administrează, desigur, cadre medicale, însă în niciun caz nu este un vaccin aprobat ca vaccin. Clasic. Este aprobat de FDA ca terapie genică. Vedeți, dumneavoastră, toate acestea nu aparțin niciunei expertize medicale. Niciuneia. Niciun medic cercetător nu precum acel individ. A mai apărut pe la România TV, a mai apărut pe la News România, Jurma parcă se numește, care spune că este cercetător, dar nu a fost clinician niciodată, nu a practicat medicina niciodată. Dar da, a făcut facultatea de medicină. Sigur că poți să faci facultatea de medicină, însă în facultatea de medicină știm bine că te învață mai mult de medicamente și de boli decât de starea de sănătate și cum să ajungi la starea de sănătate. Medicina din ziua de astăzi este cea a scalpelului sau a bisturiului și a pastilelor, inclusiv a injectărilor. În niciun caz nu este o medicină reală. Alopatia reducționistă din facultățile de medicină din ziua de astăzi, materialiste, în mare parte, nu este medicină reală. Da, nu dezavuăm, medicamentele sunt foarte bune pentru stările de urgență în care pacientul trebuie reechilibrat, trebuie să ajungă organismul la echilibru, trebuie să-i dai medicamente, desigur. Însă să vindeci prin medicamente nu poți. Deci acest ser experimental sau aceste seruri experimentale nu sunt vaccinuri și nici măcar medicamente. Nu tratează simptome. Cu toate că se merge pe linia cum că vezi, Doamne, vei face o formă mai ușoară,
se vede foarte clar că nu se face o formă mai ușoară, ba, din contră, avem prieteni care în toată această perioadă, înainte să-și inoculeze aceste seruri, n-au avut nicio problemă, nicio simptomă de niciun fel de COVID, de așa zis COVID. O boală inventată, de altfel. Nu vorbim de nimic altceva decât de așa zisa boală. Simptomele, da, sunt reale. Dar așa zisa boală, nu. Pe asta se merge pe linia aceasta a dezinformării, că sunt foarte sigure și toate aceste seruri ar trebui să vă vaccinați, să vă vaccinați, să vă vaccinați. Vaccinați-vă! Nu este un vaccin, dragi români, vă anunțăm încă de pe acum. Și acest certificat deocamdată a fost neacceptat de Senatul României. Și vom da din nou screen share. Nu a fost acceptat pentru că nu a întrunit toate voturile. Avea nevoie de 69 de voturi și a întrunit doar 67. Iată o victorie. Iată că se poate. Pentru cei care sunt mai defetiști așa și mai fataliști și ar vrea să spună, dom'le, se poate, dar prea târziu, România e pierdută. Într-adevăr, Alianța pentru Unirea Românilor a reportat o victorie în Senat. Obligativitatea prezentării certificatului verde la locul de muncă, respinsă de Senat. Mai urmează să fie respinsă și în zilele ce vin, săptămâna viitoare. Este vorba de o lege organică, desigur, și trebuiau să se înregistreze 69 de voturi. S-au înregistrat doar 67. În cadrul ședinței, PNL-UDMR și USR au votat în favoarea propunerii acesteia, în timp ce PSD și AUR au votat împotrivă. Proiectul merge la Camera Deputaților for decizional în acest caz. Să sperăm că deputații vor avea mai multă conștiință, mai mult decât s-a arătat în Senat și vom ajunge să respingem în totalitate. Da, dragi români, este vorba de o victorie reportată de Alianța pentru Unirea Românilor, de asemenea a PSD-ului, două partide care credem noi că ar trebui să-și spele multe păcate. PSD-ul mult mai multe decât AUR, desigur. AUR este la început de drum, nu putem să avem pretenția. Însă da, sigur, a mers și merge pe această cale a suveranității naționaliste. Noi întotdeauna salutăm aceste demersuri și îi susținem atâta timp cât toate faptele lor, toate demersurile lor sunt patriotice, așa cum am spus de multe ori. Ieri, 27 octombrie 1938, a fost celebrată inaugurarea coloanei fără de sfârșit sau recunoștinței fără de sfârșit, denumită mai apoi Coloana Infinitului, la Târgu Jiu. Un monument magnific realizat de marele Constantin Brâncuș. Să mai dăm și noi screen share să vedem o dată. Ne aduce aminte de sacrificiul sau jertfa luptătorilor din primul război mondial. O jertfă care
ne-a adus Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Nu avem voie, așa cum am spus, să uităm de marii noștri eroi. Fie ei militari, fie ei mari intelectuali, economiști, mari jurnaliști, fie ei artiști, iată, la data de 27 octombrie 1938 s-a inaugurat, așadar, coloana recunoștinței fără de sfârșit. Dacă ne uităm mai bine la această fotografie, superbă, mulțumim celor de la satele din România pentru această fotografie de colecție, o să vedem că aceste module sau profile arată precum profilele de sicrie. Sicriu, peste sicriu, peste sicriu, peste sicriu, peste sicriu, peste sicriu, ca ultimul să fie cu capacul desfăcut, adică jertfa continuă. Este o interpretare pe care am preluat-o și noi și, într-adevăr, este exact acest lucru și care spune că aceste profile ne arată de asemenea coloana vertebrală a poporului român. Păi unde este coloana vertebrală a poporului român astăzi? Atât de puțini au fost la protestul din 24 octombrie, că am putut să tragem concluzia că oamenii încă nu și-au dat seama și că au fost manipulați prin frică. Nu și-au dat seama de pericolul în care se află, în care ne aflăm cu toții. Și facem un apel. Dragi români, treziți-vă. Treziți-vă pentru că suntem pe marginea unei prăpăstii numită dictatură. Toate acestea s-au întâmplat pentru că le-am permis, pentru că am tot întârziat și am tot întârziat până când, iată unde am ajuns, să se îngrădească cu adevărat dreptul la liberă circulație, dreptul la muncă și în curând poate și dreptul la viață. De ce nu? Pentru că puțin câte puțin o să vedem că ni se strânge lațul în așa fel încât atunci când o să le permitem totul, nu o să mai avem nimic. Am spus-o și o să mai spunem. Suntem pe cale de dispariție. Suntem asaltați, nu numai în identitatea noastră culturală, dar și în felul nostru de a fi omenesc, uman, în drepturi, în libertăți. Când nu vom mai avea aceste drepturi, nu vom mai avea aceste libertăți, este pentru că vom fi renunțat la ele, așa cum am spus mai devreme. Nu pot să ne ia drepturile și libertățile decât dacă le dăm noi. Amintim că orice cetate este cucerită numai din interior. Din exterior nu. Din exterior poate fi doar distrusă, doar asediată și făcută zobă. Însă momentul în care este cucerită, este cucerită din interior pentru că se deschide. Cineva deschide porțile larg către această cetate și tot ceea ce are ea înăuntru. Toate valorile și toate nestematele dinăuntru ei sunt deschise și e foarte ușor pentru inamic să le acapareze, să le fure, să le distrugă, să le jefuiască, să și le însușească și să le controleze. Realitatea este că se vrea controlul, nu se vrea să scăpăm de pandemie, nu se vrea să nu mai avem criză sanitară, nu se dorește sănătatea populației, ci din contră. Se dorește ca noi să fim reduși la tăcere,
să tăcem, da să trăiți, da să trăiți, și să fim supuși tuturor acestor experimente. În anii 50, în anii 60 s-au făcut astfel de experimente sociale, psihologice, în multe din cazuri, iar dacă o să vorbim despre ele, lumea o să spună că suntem nebuni și că suntem conspiraționiști. Nu suntem nebuni, nu suntem conspiraționiști. Toate aceste experimente sunt bine documentate și toate documentele au fost desecretizate. Poate vom vorbi despre ele, dar vrem să atragem atenția. Români, treziți-vă! 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 Dacă nu vă treziți, somnul va fi tragic pentru noi toți. Să nu mai ai voie să te duci la muncă, să nu mai ai voie să te duci la cumpărături, să nu mai ai voie să te duci la, eu știu, taxe și impozite, să-ți plătești taxele. Nu, se vor plăti online. Pentru ca, bineînțeles, băncile să câștige din comisioane, să nu mai ai voie să circuli liber pe stradă, noaptea, poate chiar și ziua, decât cu o declarație sau cu un certificat pe care trebuie să-l arăți de fiecare dată, celor care nici măcar nu au dreptul de a procesa aceste date cu caracter personal. Nu știu cum vi se pare vouă, dar nouă ni se pare într-adevăr o dictatură. Ni se pare că deja nu mai avem voie nimic. Lentoarea asta în care suntem trebuie să înceteze și vă atragem atenția că e cazul să ne mișcăm. Bineînțeles că am reportat victorii și asta datorită și pe această cale mulțumim tuturor avocaților, magistraților care au ținut piept acestor nemernicii, tuturor activiștilor civici care într-adevăr au muncit pentru ca noi încă să mai putem să intrăm în mall cu gleznele goale, nu-i așa? Încă să mai mergem la cumpărături în număr foarte mare, încă să putem să mai mâncăm în hipermarketuri, încă să mai putem călători, cu toate că pe stradă încă se poartă, așa zisă, mască de protecție, neconformă, cu toate că vedem din ce în ce mai mulți oameni supuși, de frică, nu s-a învățat nimic din trecutul foarte apropiat, de anul trecut. Nu s-a învățat nimic, nici până acum. Se spune că lumea nu mai respectă regulile. Ei bine, mergeți pe străzile orașului și o să vedeți că, într-adevăr, lumea încă spune, da să trăiți, da să trăiți. Cu acea cârpă nefolositoare și de-a dreptul mizerabilă, pe care și-o pun pe gură. Foarte mulți, majoritatea, din ce în ce mai mulți. Așadar, dragi prieteni, treziți-vă. Ieșitul în stradă este o formă de protest, însă nu-i suficient. Mi s-a spus foarte clar, trebuie boicot, boicot, boicot și grevă generală, astfel încât ei să înțeleagă că dacă nu mai funcționează economia, dacă nu se mai plătesc taxe și impozite, nici ei nu vor avea ce să mănânce. Toate aceste restricții duc către un colaps total. Nu cumva credeți că mai avem puțin și dispărem? Faptul că ni se spune că ar trebui să ne protejăm de un agent patogen, nevăzut, normal. Trebuie să fie invizibil, trebuie să fie ceva magic. Numai ei știu că, da, există, sigur, cum să nu. Nici nu ne îndoim că ar exista. Toate aceste restricții sunt nimic altceva decât forme de a experimenta social pe fiecare dintre noi. Care-i rezultatul? Să vadă cât rezistăm, să vadă cât ne supunem, care este nivelul nostru de supunere, să vadă practic dacă, într-adevăr,
La un moment dat, când ne vor spune acceptați noul guvern mondial, da, să trăiți. Să vadă cât de mult putem să spunem da, să trăiți. Acesta este experimentul. Ce înseamnă guvernul mondial? Control total. Să se știe ce mănânci, ce bei, unde te duci la toaletă și cât de câte ori, când, unde dormi, dacă nu, inclusiv ce emoții, gânduri și cu cine te culci. Câți copii ai? Care sunt datele tale medicale? Datele tale cu caracter personal? Pe care astăzi foarte ușor românașii noștri le dau așa, gratuit, autorităților? Nu? Trebuie să-și continue viața lor confortabilă. Dar viața lor confortabilă a fost teribil amenințată și acum se supun. Cât o să ne mai supunem? Puneți-vă această întrebare. A ieși din acest câmp de experimentare este necesar. Altfel, ne vom cânta singuri prohodul. Nu vrem să vă speriem, dar asta este realitatea. Dragi români, încheiem și noi aici. Noi vă salutăm cu stimă și respect din nou. Să aveți o zi bună în continuare și să trecem la adevărata treabă. Adică să ne recuperăm drepturile și libertățile. Numai bine în continuare!